Filmul începe cu părintele Peter intrând într-o cameră slab luminată în care sora Magali zace legată de un pat. Ea a fost posedată de un demon numit Balban, provocând distorsiuni pe fața ei. La vederea stării ei, Peter insistă că trebuie să efectueze o exorcizare cât mai curând posibil. Apoi îl sună pe superiorul său, părintele Mitchell, și îi cere permisiunea. Acesta din urmă refuză vehement, crezând că nu este destul de priceput să gestioneze o astfel de situație. Cu acestea, Peter ignoră ordinul său și continuă cu exorcizarea oricum. El îi trimite pe toți afară din cameră și montează o cameră pentru a înregistra procesul. Cu determinare, Peter se pregătește să înfrunte răul care a pus stăpânire pe sora Magali. Imediat ce începe să recite rugăciuni, patul lui Magali se ridică în aer. Cu acestea, ea este atât de puternic posedată încât exorcizarea nu are niciun efect asupra ei. Mai degrabă, demonul începe să se dezbrace și să îl seducă pe Peter, care încearcă să se controleze și să-și continue farmecele. El stropește cu apă sfințită corpul ei, dar nu are niciun efect asupra ei. Curând, Magali se dezbracă pe jumătate și începe să se desfacă în fața lui. După ce își termină fapta, se poate auzi un țipăt demonic și Magali cade pe pat. Crezând că a vindecat-o, Peter merge să verifice, dar ea se ridică brusc și îi duce mâna în părțile ei intime. Peter nu se poate controla și sfârșește prin a face dragoste cu ea. Aceasta se dovedește a fi o decizie proastă, deoarece demonul intră în corpul lui și îl posedă și pe el. Scena se schimbă apoi cu 18 ani mai târziu într-o închisoare unde un paznic își desfășoară rutina de a aduna tăvile cu mâncare din celule. După ce ajunge într-o celulă, are loc un moment șocant. Două dintre degetele sale sunt mușcate de prizonierul din interior, provocând haos absolut. Suntem apoi duși la părintele Peter, care acum a început să trăiască în zona rurală a Mexicului. După incident, el s-a simțit vinovat, astfel își dedică mare parte din timpul său într-un orfelinat, având grijă de copii. Într-o zi, în timp ce distribuie mâncare, este abordat de o mamă îngrijorată. Ea îl duce la fiul ei bolnav, Felipe, care pare să sufere de o boală ciudată. Peter îl binecuvântează cu apă sfințită, dar acest lucru îl face pe băiat să aibă o criză. Ca ultimă soluție, este dus de urgență la spital. Doctorul Nelson îl examinează apoi pe Felipe și dezvăluie că 4 copii au murit deja în aceeași manieră, dar nimeni nu a reușit să identifice boala sau leacul ei. Mai târziu, Peter merge la o biserică să caute alinare și doctorul Nelson îl însoțește. Peter crede că Dumnezeu îl pedepsește pentru greșelile sale anterioare, făcându-i să sufere pe cei din jurul său. Nelson încearcă să-l facă să înțeleagă că el era sub posesia demonului când a comis păcatul, dar Peter tot crede că era evitabil. El decide apoi, în cele din urmă, să se spovedească la episcopul Monsieur Balducci, deoarece crede că este singurul mod în care poate obține pacea. În scena următoare, Peter merge la reședința episcopului și se pregătește să-i dea caseta înregistrată a exorcizării, dar Balducci îl surprinde și dezvăluind că Vaticanul îl consideră sfânt. Apoi prezintă lui Peter un cec generos pentru orfelinatul său. Copleșit de gest și de suma substanțială, Peter ezită și în cele din urmă decide să renunțe la mărturisire. Mai târziu îl vedem pe Peter în camera lui, blestemându-se pentru păcatul pe care l-a comis acum 18 ani. Exact în acel moment îl aude un strigăt venind de la biserică. Intră să verifice doar pentru a descoperi că statuia lui Hristos lipsește de la locul ei. Peter apoi cercetează locul și în curând aude pe cineva plângând într-un colț. Când se apropie de persoane, este șocat să descopere forma demonică a lui Iisus Hristos. Aceasta lansează brusc un atac asupra lui, iar în acel moment Peter se trezește brusc din coșmarul său. La puțin timp după aceea, un ofițer de închisoare îl sună și îi dezvăluie că una dintre deținute se poartă foarte ciudat. Ea refuză să mănânce și insistă să se întâlnească cu el. Acest lucru îl îngrijorează pe Peter, așa că se grăbește imediat la închisoare. Intrând în celulă, el află că fata se numește Esperanța și că a omorât deja un ofițer. Când Peter îi vede fața, își dă seama că nu este bolnavă, ci posedată. Fata nebună începe apoi să vorbească într-un mod provocator, la fel cum făcea Magali acum 18 ani. Acest lucru înseamnă că este posedată de nimeni altul decât Balban. Mai târziu, mama lui Esperanța ajunge acolo și se dezvăluie că este Magali. Ea apoi aruncă o bombă. Fata nebună din celulă este fiica lui Peter. Magali îl îndeamnă să o salveze dacă vrea cu adevărat să scape de vinovăția sa. Noaptea, Peter este din nou deranjat de forma sa demonică a lui Iisus Hristos, care începe să-l sufoce în somn, dar cumva reușește să se trezească și să se calmeze. A doua zi dimineață, Peter merge la spital unde află că bietul Felipe a murit. El este a cincea victimă a bolii misterioase, dar medicii încă nu au nicio pistă despre originile ei. Mai târziu, Peter se întâlnește cu Balducci și îi prezintă raportul despre starea lui Esperanța. El solicită permisiunea de a efectua un exorcism asupra ei, iar Balducci nu numai că spune da, dar convoacă și un alt preot pentru a scăpa de demon cât mai repede posibil. Scena se schimbă apoi la părintele Michael, care a sosit în Mexic pentru a ajuta la exorcizarea lui Esperanța.
speranța. Se dezvăluie că el este unul dintre cei mai buni exorciști din lume și singura persoană care l-a învins anterior pe Balban. În acea noapte, Peter nu mai poate suporta vina, așa că arde înregistrarea exorcismului Magali. Prin intermediul unei amintiri aflăm că el a fost de fapt posedat de Balban când a avut loc incidentul. A fost forțat să întrețină relații intime cu Magali și să o lase însărcinată, dar Peter a reușit cumva să scape de demon prin repetarea numelui lui Dumnezeu. În prezent, el se destăinuie părintelui Michael despre cum a văzut o versiune demonică a lui Iisus Hristos. Indiferent cât de tare încearcă să scape, pur și simplu nu poate. Auzind acest lucru, părintele Michael suspectează că Balban încearcă să-l posede. În biserică, o călugăriță numită Camila se roagă la Maica Domnului, când câteva picături de sânge aterizează brusc pe fruntea ei. Ea își deschide rapid ochii doar pentru a realiza că statuia a dispărut. Camila apoi începe să audă zgomote ciudate și găsește un ștergar pe pământ înconjurat de sânge. În timp ce îl ridică, descoperă trupul nensuflețit al unui copil sub el. Acest lucru o sperie și începe să strige după ajutor. În acel moment, statuia Maicii Domnului apare și se îndreaptă spre ea, apărând posedată. Apoi o trage pe beata călugăriță în întuneric, corupând-o de asemenea. După un timp, Camila, posedată, intră în camera copilor pentru a le provoca daune. Magali încearcă să o oprească să avanseze mai departe, dar este ușor copleșită. Din fericire, preoții aud zgomotul și se grăbesc să salveze situația. Ei își pun repede abilități divine la lucru și reușesc cumva să alunge demonul din corpul lui Camila. În scena următoare, Michael și Peter vizitează închisoarea și se confruntă cu Esperanța. Ei încearcă să o angajeze în conversație pentru a afla mai multe despre demon. Cu toate acestea, Esperanța este interesată doar să vorbească murdar cu părintele Peter. Cele preoți folosesc apoi rugăciunile lor combinate pentru a o înfrânge, dar acest lucru doar o înfurie pe Esperanța. Ea scapă din lanțul ei și lansează un atac asupra părintelui Michael, mușcându-i urechea. Dar înainte să poată provoca mai multe daune, doctorul Nelson o injectează cu un sedativ, adormind-o. În urma acestui incident, preoții au o conversație serioasă cu gardianul. Ea afirmă că trebuie să facă un exorcism în interiorul celulei din închisoare și pentru asta trebuie să evacueze tot locul. Cu toate acestea, gardianul refuză cererea lor deoarece acolo se află niște deținuți extrem de periculoși. El pur și simplu nu poate sări și să îi transporte în altă locație. Fără alte opțiuni, doctorul Nelson sugerează că trebuie să aducă toți deținuți într-o adâncă stare de somn prin injectarea lor cu un sedativ. Ideea este neobișnuită, dar este singura pe care o au în acest moment, așa că preoții sunt de acord. Ei încep să lucreze chiar în dimineața următoare și doctorul Nelson merge din celulă în celulă pentru a le reduce conștiința deținuților. Cu toate acestea, una dintre ei reușește ingenios să fure cheile și să le ascundă sub patul ei. După aceasta, cei doi intră în celula lui Esperanța pentru a iniția exorcismul, dar sunt șocați să descopere că lipsește. În altă parte, doctorul Nelson este șocat să afle că toate celulele din închisoare au fost deblocate. Înainte să poată raporta colegilor săi, el este atacat brusc de o fată posedată. Curând după aceea, preoții îl găsesc într-o stare rănită, înconjurat de mai mulți deținuți posedați. Ei încearcă să rostească vrăji pentru a alunga demonii, dar pare să nu aibă niciun efect. Acesta este momentul când forma posedată a mamei, Maria, apar la locul incidentului. Deținuții atacă și preoții, dar Nelson se sacrifică pentru a încetini. Profitând de această oportunitate, Michael și Peter scapă într-o cameră și se blochează acolo. Odată ce sunt singur, Michael întreabă pe Peter despre ce păcat poartă în el. Acest lucru se întâmplă pentru că rugăciunea lor nu a funcționat asupra deținuților posedați. Neputând să mai ascund adevărul, Peter dezvăluie în cele din urmă că Esperanța este fiica lui. El a conceput acum 18 ani în timp ce încerca să o salveze pe Magali. Auzind acest lucru, părintele Michael este profund șocat. El afirmă că din cauza acestui păcat este acum imposibil să-l înfrângă pe Balban și să salveze copiii orfani. Peter își recunoaște greșelile și îi cere părintelui Michael să facă exorcismul. Cu toate acestea, acesta din urmă dezvăluie că nu poate face acest lucru deoarece ultima dată când a învins-o pe Balban, el și-a vândut sufletul pentru ea. Părintele Michael cedează apoi din cauza renilor sale, dar nu înainte de a-i da lui Peter un ultim sfat: niciodată să nu faci un pact cu demonul. În acel moment, deținții posedați sparg ușa, determinându-l pe Peter să fugă de acolo. El se închide într-o altă cameră și decide să mărturisească în sfârșit păcatul pe care l-a comis acum 18 ani. După ce se înregistrează pe însuși, trimite videoclipul către Balducci. Apoi Peter iese din cameră cu o determinare renoită și se confruntă cu deținții. Pare să fi devenit mai puternic decât demonii, iar rugăciunile sale reușesc să subjuge demonii. Apoi apare Isusul demonic ca ultim șef, dar Peter reușește să-l doboare și pe el. Exact când pare că va ieși victorios, un deținut îl atacă din spate și lovește. Când Peter își revine, se găsește legat de un scaun înconjurat de demoni. Balban apoi face un exorcism invers asupra lui, încercând să-l extragă pe Dumnezeu din el. Aceasta îi provoacă dureri cumplite, dar el nu-și pierde speranța și începe să rostească propriile sale rugăciuni sfinte. Ca rezultat, Balban este împins înapoi și exorcismul ei devine inutil. Între timp, în interiorul orfelinatului, toți copiii încep brusc să aibă convulsii. Camila încearcă să se calmeze, dar eforturile ei sunt zadarnice. În acel moment, forma demonică a
ce domnului apare și o atacă. Înapoi în închisoare, rugăciunile sfinte ale lui Peter reușesc în cele din urmă să o învingă pe Balban. Ca ultimă soluție, ea propune un pact. Dacă Peter le expulzează pe Dumnezeu din trupul său, ea va părăsi Esperanța și toți ceilalți copii, dar dacă nu se conformează, îi va mură pe loc. Peter stă pe gânduri o vreme, dar este hotărât să-și spășească păcatele. Prin urmare, acceptă propunerea ei, ignorând avertismentul anterior al lui Michael. În clipa în care face acest lucru, Esperanța cade în inconștiență și copiii din orfelinat își revin. În urma acestui incident, părintele Peter este aclamat ca sfânt de media, deoarece a salvat viața a 112 copii. Episcopul Balducci sosește și el să-l felicite pentru succesul său. În timp ce cei doi discută în privat, Balducci dezvăluie că a șters videoclipul și că mărturisirea lui Peter este acum protejată de un sigiliu sacru. Apoi întreabă pe Peter dacă ar dori să lucreze ca și consilier în Vatican, la care acesta din urmă acceptă cu bucurie. În acel moment se dezvăluie că Peter este de fapt posedat de Balban și că episcopul este sub controlul său. Ea este hotărâtă acum să cucerească nu doar un oraș, ci întreaga lume.